Adunarea Populară de la Comrat a adoptat o hotărâre specială privind pregătirea pentru referendumul din 2 februarie. Aleșii găgăuzi i-au cerut bașcanului Mihail Formuzal, primarilor și consilierilor locali să intensifice procesul de explicare a necesității și importanței referendumului. Decizia deliberativului găgăuz se produce la puțin timp după ce judecătoria Comrat a declarat ilegală decizia recentă a Adunării Populare privind organizarea referendumului din 2 februarie, în cadrul căruia locuitorii autonomiei urmau să decidă asupra vectorului politicii externe a țării. În același timp, presa de la Moscova scrie că, deși ideea referendumului privind schimbarea vectorului politicii externe a Republicii Moldova expusă de bașcanul de la Comrat Mihail Formuzal este respinsă de Chișinăul oficial, organizarea acestuia, precum și rezultatele sale, ar putea fi recunoscute de Moscova. Dacă în Găgăuzia se va desfășura un referendum privind schimbarea vectorului politicii externe, rezultatele acestuia nu vor fi recunoscute de Chișinău. Totodată este foarte probabil că Moldova va intra în Uniunea Europeană. În acest caz, Rusia va fi nevoită să rupă de la ea două regiuni, Transnistria și Găgăuzia, scrie publicația Moscovski Komsomolets.